George Andrei Oprea este unul dintre medicii tineri care au venit să trateze pacienți la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Zilnic face naveta din Craiova și este mândru că a găsit aici o echipă frumoasă și o secție ce asigură condiții bune pacienților. În punctul meu de vedere, cel puțin față de Craiova, unde am lucrat 6 ani înainte, este mai curată, saloanele sunt mai mari, mai luminoase, mai primitoare pentru pacienți. Dotările aflate pe secție sunt suficiente, dar este loc și de mai bine, spune optimist medicul Oprea. Ce nu avem și este un lucru care poate se va rezolva în timp, este un artroscop pentru a rezolva și leziunile traumatice, în special ale genunchiului, da, meniscurile, ligamentele, care știm, costă mult. O linie artroscopică pe care o avem în lista de investiții. Până atunci, medicii sau cea mai mare parte a medicilor, în special cei tineri, trebuie evident să obțină și să aibă aceste competențe și o bună manualitate și o bună pregătire pentru a folosi această linie artroscopică. La începutul anului viitor va fi dotată secția de ortopedie și cu această linie artroscopică. O problemă cu care se confruntă medicii de aici o reprezintă faptul că există o singură sală de operații. Managerul spune că ortopedia va avea un bloc operator modern, însă abia de anul viitor. Avem o singură sală de operații, suntem momentan 5 medici și uneori, ca și acum în această zi, suntem blocați cu pacienți amânați de peste o săptămână care nu pot fi operați, așteaptă pentru că nu este loc. Sterilizarea merge până la ora 3, nu mai poți duce instrumentarul, dacă nu duci până la ora 3 după amiază, a doua zi nu ai cu ce să mai operezi. Până la realizarea noului bloc operator central pe tot spitalul, discuțiile pe care le-am purtat cu dânsii sunt îndreptate către o mai bună organizare a operațiilor, pe de o parte urgențele, pe de o parte cele programate. Dacă urgențele, evident, nu pot fi stabilite dinainte, operațiile programate pot fi mai bine organizate. Numărul pacienților este crescut în această perioadă, iar cazurile sunt tot mai complexe, explică medicul ortoped. Cele mai frecvente intervenții chirurgicale se fac pentru fracturi. Dotările sunt în regulă, deci de când am venit s-au cumpărat multe lucruri care nu erau, în special referitor la implantele necesare pacienților, acele tije, plăci, șuruburi care înainte nu erau, am găsit înțelege la domnul manager, absolut tot ce am avut nevoie mi s-a cumpărat, astfel încât pacienții să nu-i mai trimitem în alte părți sau să-i punem să-și cumpere. Medicamente sunt? Nu tot timpul, de ce să spun. Și nu acoperă întreaga paletă a nevoilor. Uneori mai le dăm să-și cumpere, dar de regulă sunt. Cred că oricum nu stăm mai prost decât alte spitale. În prezent, la secția ortopedie lucrează 5 medici și urmează să mai vină 2 rezidenți.